Stimați prieteni, bine v-am găsit. Suntem într-o zi în care dumneavoastră, niște oameni de suflet și de inițiativă, faceți un lucru la primăria Munteni de Sus. Mai rar acest lucru. Domnul primar, fiți bun, ce înseamnă până la urmă GAL? Ca să știe tot poporul. Mai întâi, GAL-ul înseamnă un grup de acțiune local, la nivel local, care este format din 16 comune. Aici, la dumneavoastră. 16 comune, un teritoriu de 16 comune, 15 în județul Vaslui și una din județul Iași. Care e din județul? Dolhești. Dolhești din județul Iași. Astăzi are loc o adunare a membrilor GAL Movira lui Burcel pentru stabilirea criteriilor de selecție și stabilirea punctajelor pentru depunerea proiectului cu măsura 3.2.2. Este un grup de acțiuni locală care se referă la dezvoltarea rurală. În special aceste proiecte, noi, după cum am mai spus, o am mai informat, avem câștigat un număr de 91 de proiecte pe acest GAL și trebuie implementate. Deci este o discuție astăzi privind criteriile de selecție cu toți membrii GAL-ului. Mai multe detalii tehnici și poate vedea domn director executiv al acestui GAL. Eu sunt președintele acestui GAL. Dar, domnule președinte, v-aș ruga să pregătiți un răspuns de tipul: domnule, la seceta care ne înconjoară, galurile sunt bune de ceva? Dar nu-mi răspundeți acum, pentru că îl întrebăm pe domnul inginer Masievici. Domnule inginer, ne cunoaștem de foarte multă vreme și eu zic că ne-am apreciat reciproc, dovadă că am mai făcut niște materiale cu dumneavoastră. Altfel spus, sunteți un om de mare competență. Aici, galul acesta e o inițiativă a cuiva sau urmarea unor dispoziții naționale? Nu. N-a fost vorba de nicio dispoziție națională. A fost un program lansat în România, programul LIDER, care este o componentă a Programului Național de Dezvoltare Rurală, la care noi am aderat din inițiativa noastră. Până aici e bine. Da. Acest noastră, 36, da, câte sunteți? 16 comune. De 16 comune. O bună parte din județe. Banca aveți și Dolhești. Da. Dolhești aici. Da, alături. Bun. Aceste 16 comune, cinstit, au aderat de bunăvoie sau s-au gândit că ar putea să fie ceva de cipit pe aici? Nu, aderarea a fost de bunăvoie, n-a fost forțată. Tocmai de aia n-au fost mai multe comune în GAL. Pentru că inițial s-a discutat cu vreo 20 și ceva de comune, din care 5 sau 6 au renunțat. Unde ei n-aveau ce găsi aici sau din ce cauză au renunțat? Cred că n-au înțeles fenomenul. Hai să-l înțelegem cu toții. Ce putem face în GAL, adică în grupul acesta de acțiune locală? Grupul de acțiune locală vine pe, în completarea Programului Național de Dezvoltare Rurală, vine cu un program de finanțări pentru aceleași măsuri din Programul Național de Dezvoltare Rurală, dar stabilite la nivel local și nu, nu în competiția națională. Deci proiecte, e vorba de... Noi am avut o strategie pe care am elaborat-o pentru acest teritoriu care s-a definitivat la un moment dat. Așa. Și în cadrul acestei strategii ne-am stabilit cele 90 de proiecte de care spunea domnul președinte. Deci astăzi le propuneți oamenilor 90 de proiecte. Nu. Noi am început deja. Sunt diferite măsuri. Astăzi discutăm de măsura 3.2.2. Am început deja primirea de proiecte pe măsurile 1.4.1 și 1.1.2. Sunt pentru ferme de semisubsistență și sunt în derulare. În derulare, în curs de a fi primite. Deci am început de la 1 august. Da, o să fie așa, conform așteptărilor noastre, în jur de 30 de proiecte de 1.4.1 și 15-16 proiecte pe măsura tineri. Ce obiecte au? Ce obiecte ale activității? Dezvoltarea micilor ferme de semisubsistență în cadrul măsurii 1.4.1 și dezvoltarea unor ferme de exploatate de, deținute de tineri până în 40 de ani, tot pe profil agricol. Deci primarii urmează să disemineze proiectele astea în teritoriu, să spună, ăla merge, ăla nu. Nu. Dar... Deci nu le diseminează primarii în teritoriu. Este comisie de selecție, este o comisie formată care primește proiectele și le evaluează, le selectează și
să aprobă este în cadrul unui comitet. Este, exact, este un teritoriu. Deci este o competiție într-un teritoriu. Nu este o competiție la nivel național, este o competiție în interiorul acestui GAL, deci numit acestui grup de acțiune locală, acestui teritoriu care formează 16 sus, comune. Cum ai procedat? Problema nu acum că așa se implementează ideea că, domnule, care comună să iei mai mult sau care mai puțin. Nu. Aceasta e în funcție de cum își aduc aportul micii fermieri sau persoanele interesate din acea comună ca să fie interesat pentru a depune proiecte. S-ar putea în măsura 1-2-1 să fie 6-7 proiecte dintr-o comună și dintr-o comună să nu fie deloc, iar pe măsura 1-4-1 sau 3-2-2 să fie 2 proiecte dintr-o comună și asta. Deci noi țintim, deci e o competiție în cadrul comunii. Am înțeles. Bun. La dumneavoastră, la Muntenii de Sus, ce aveți în această competiție? Ce ați definitivat? Păi noi sperăm să depunem, avem toate demersurile făcute, dar am depistat toate, am animat teritoriul și am găsit potențial de care se depună, am discutat cu dumnealor, sunt în fază de finalizare a acestui proiect și depunere. Deci și pe măsura 1-2-1. Aceeași întrebare pentru amândoi. Domnule inginer Masievici, în seceta asta avem nevoie de ajutoare, e jale, va fi și mai jale. Eu am trăit seceta din 46, cam așa era și atunci. Și atunci întrebarea ne poate ajuta inițiativa dumneavoastră, a altora, în aceste galuri, că mai sunt în bine. Da. Parțial, da. Ne poate ajuta galul în situația asta doar prin intermediul proiectelor pe care le realizează cei doritori pentru sistem de irigații, de exemplu. Să-și cumpere, să-și achiziționeze prin proiect un sistem de irigații. Numai că toate astea trebuie completate cu ajutoarele de mai sus, care se referă la prețul apei, curentului pentru irigații. Sunt niște măsuri, le-am auzit. Alea sunt măsuri naționale. Da. Noi, noi aici locale. Atât putem sprijini. Și dacă omul vrea să-și facă un sistem de irigații, poate să-și îl cumpere prin banii din proiect. Eu am o întrebare și sunt nelămurit. Să vedem practic. O comună, sau cum s-a procedat până acum, comunele au întocmit și au fundamentat proiecte economice pe măsura 3.2.2 sau și celelalte măsuri. Primeau ei bani, deci primeau finanțare, da? Și își făceau obiectivele, demarau, le finalizau, le inaugurau. Ce se întâmplă cu Galul? Galul preia aceste proiecte de la primării sau în alte de proiecte? Alte proiecte. Dacă o comună a avut un proiect 3.2.2 aprobare de finanțare prin Gal, mai vine încă un proiect? Da. Ala de 2,5 milioane de euro, care sunt niște sume. Ca să știți, să nu vă așteptați la vreo minune pe aici, prin galul ăsta, noi avem tot bugetul de 2 milioane jumate de euro. Deci finanțările pe care le pot prinde primăriile sunt undeva, luat așa la o medie brută, 25.000 de euro de fiecare primărie. Deci nu-i vorba de nu știu ce investiții majore realizate prin... Deci, sintez niște proiecte care sunt la mici producători, la mici, în mediul rural, deci se axează pe satul românesc, deci pe dezvoltarea satului românesc, mai bine zis, dezvoltarea acestor sate, acestor localități. E propriu spus că primarul sau primăria, primarul și primăria este o instituție care îi reprezintă pe acești cetățeni, dar acest GAL, grup de acțiune locală, vine să stimuleze cetățeanul, deci cetățeanul din mediul rural, micul întreprinzător, poate să depună proiecte de în acest sens. Contribuția lui cât e în acest proiect? Nu este cofinanțare? Exact ca și la APDRP, sunt aceleași procente de finanțare. Măsurile astea de fiecare măsură este. 4-1 și 1-1-2 sunt integral rambursabile. 100%, da. Și întrebarea de mai înainte. Ne ajută să trecem de secetă, domnul primar? Bine ar fi să avem la dispoziție un fond și să putem ajuta toate UAT-urile, unitățile administrative teritoriale, dar nu putem. Deci grupul de acțiune local are un buget cu resurse limitat. Singurul lucru ar putea, după părerea mea, deci cei care depun proiecte poate să includă în proiect dezvoltarea acei exploatații agricole, poate să aibă în vedere, deci de achiziționare, cum achiziționează tractorul, să achiziționeze utilaj de irigat, motopomp, sistem de irigat și așa mai departe. Într-adevăr, aș face o mică paranteză, nu știu ce se întâmplă la noi, ne întoarcem de unde am plecat. Pe Valea Vasluiețului, dacă poate, cred că știți, au fost acele sisteme de secări, au fost acele sisteme de irigație, acele mai află, acele puncte de transformare.
se mai află și acum, dar sunt, s-au degradat în totalitate. Am făcut o greșeală, că au fost făcute tip comunism și am zis că au ceva în el comunism și am distrus. Dar s-ar părea că trebuie să facem altceva din nou, că natura, vedeți că nu putem să controlăm în totalitate natura și trebuie să ne dăm noi după... Bun, dar avem apă de irigație, că și aici e o problemă. Noi e zona voi noastră... Voi da, la Munteni, da, cred că la Solești, parte la Solești încoace până pe la Munteni de jos, în parte, așa este, că circulă Vasluiețul. Chiar discut cu anumiți colegi, chiar din Gal, de asta au probleme cu seceta, cu probleme cu nu au apă potabilă și așa mai departe. La noi, momentan, nu știu, pânza făiatică e mai la suprafață, sunt făcute multe fântâni, avem ciujmele, avem, se lucrează la o asta de alimentare, avem un proiect cu alimentare cu apă ambilor sate, într-un stat de cam 60%, e proiectul făcut cam 60%. Ca să spun sincer, mă bucur că spui lucrurile astea și de viitor și îți doresc să le realizez. Domnule inginer, domnule primar, putem fi optimiști și după galuri și fără galuri? Eu aș fi mici cu galurile. Eu aș vedea optimist, și, optimist cu galurile, că într-adevăr sunt niște bani care intră în satul românesc, de asta este și menirea acestor grupuri de acțiune locală, ca să nu se mai dicteze de la centru, se dicteze aici și în interiorul acestui gal, aici se dictează unde se duc banii. În câtă vreme știți, știm și noi că ați reușit sau nu ați reușit. Ați spus când se încheie treaba asta? De încheiat se încheie la anul. Adică sesiunile de depunere. Sesiunile de depunere se vor el finanțare până în 2005. Dar noi vom rămâne în monitorizarea, implementării până în 2015. Da, 2015. Da, 2015. Da. Problema în felul următor, aș mai avea ceva de adăugat. Optimiști trebuie să fim, să punem osul la treabă, cum se spune pe românește. Deci nimeni nu ne dă degeaba, nimeni nu ne dă asta. De acord. Dar, ce vreau eu și bine că faci asta când ne transmite. Da. E secet, dar tot trebuie să facem lucrări. Tot trebuie să facem lucrări și trebuie să facem ca să ne adaptăm și nevoile, și după natură, și să ne adaptăm, să adaptăm cât de cât natura după nevoile noastre. Domnule primar, mulțumesc, domnule Masieri. Mulțumesc. Se naște asta. Vă mulțumesc.